Spuneți-le coincidențe, noroc sau sorți de izbândă, dar anumite evenimente istorice au un talent aparte de a vă da fiorbe și raspinări. A privi trecut e ca și cum ai citi o carte. Cu cât mergem mai departe și cu cât privim mai atent, cu atât mai multe indicii putem găsi. Citirea istoriei în acest mod e o modalitate fascinantă de a ne apropia de unele din cele mai importante evenimente care au avut loc vreodată și de ceea ce s-a întâmplat înainte de acestea. Coincidențele au fost numeroase în anumite perioade, ceea ce i-a determinat pe mulți să se gândească la trecut într-un mod cu totul diferit. Așadar, Iată unele din cele mai bizare coincidențe care chiar au schimbat soarta lumii. Semvișul care a modelat lumea modernă. În timp ce ați învățat că primul război mondial a fost cauzat de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, profesorul de istorie ar fi putut omite faptul că asasinatul a fost posibil pentru că asasinii s-au oprit la un semviș. Încercarea lor inițială de a-l ucide pe arhiduce a ieșuat lamentabil. Bomba lor a lovit mașina din spatele celei a lui Ferdinand, iar acesta a scăpat nevătămat. Evident, Asasinii au fost supărați din această cauză, iar unul dintre ei s-a oprit să ia un sandwich la o cafenea din apropiere. Între timp, arhiduciul a fugit cu mașina, sa, a fericit că este în viață. Din nefericire, șoferul său a greșit drumul și a trecut chiar pe lângă cafeneaua unde atacatorul său se oprise să mănânce ceva. Bărbatul a văzut, i-a împușcat pe arhiduce și pe soția sa și a trimis lumea în colaps. Se spune că asasinatul ar fi fost punctul de lansare a primului război mondial, 11 iulie 1991. Pe această dată, un val de apariții inexplicabile de ozn a avut loc deasupra orașului Mexico City. Evenimentele au fost observate de mii de oameni și au fost investigate de guvernul mexican. Întâmplător, ozn au fost observate în timpul unei eclipse totale de soare. În timpul eclipsei, oamenii din Mexico City au raportat un disc metalic mare pe cer. Obiectul a fost filmat de mai multe persoane și a fost difuzat la știri. Evenimentul a fost una din primele apariții de ozn raportate pe scară largă în Ciudad de Mexico și de atunci zona a devenit un focar de activitate inexplicabilă. Legăturile dintre eclipsa de soare și OZN-uri au determinat pe unii să speculeze că aparatele de zbor au fost prezise de Codexul Dresden, din calendarul Maiaș. Calendarul identifică eclipsa din 11 iulie ca fiind cel de-al șaselea soare al lui Quetzalcoatl și spune că acesta va aduce schimbări și conștientizare cosmică. În 2010, pe internet a apărut o poveste care sugera că Statele Unite țineau ascunse publicului evenimentele din 11 iulie 1991. De asemenea, aceasta sugera că guvernul american purta un război secret împotriva extraterestrilor în apropierea continentului Antarctica. Familia care a construit barajul Hoover. Conform înregistrărilor oficiale au existat 96 de decese atribuite construcției barajului Hoover din SUA. Una din primele victime a fost John Gregory Turney, care s-a necat în timpul unei inundații fulgerătoare pe râul Colorado în 20 decembrie 1921. 14 ani mai târziu, în aceeași 20 decembrie 1935, un alt bărbat a murit. A fost vorba de singurul fiu al lui Turney, Patrick William Turney, Patrick a fost ultimul deces a atribuit barajului. A căzut în gol de pe unul dintre turnurile de admisie. Violet Jessup a fost la bordul a trei nave care s-a scufundat. Născută în Argentina din imigranți irlandezi, Jessup a părăsit școala de mănăstire în Marea Britanie după ce mama ei, stuardeza la Royal Mail Line, s-a îmbolnăvit. Pentru a-și întreține familia, tânăra în vârstă de 21 de ani a devenit și ea arteză de vapor, lucrând pe Royal Mail Line, înainte de a trece la compania White Star Line, aflată în competiție cu o altă companie cunoscută sub numele de Cunard. Pentru piața transatlantică de pasageri, White Star și-a lansat în 1911 trioul de nave de lux gigantice, Olympic, Titanic și Britannic. Jessup se afla la bordul Olympic în septembrie, în timpul celei de-a cincea călătorii comerciale, când vasul s-a ciocnit cu HMS. Hawk, în apropiere de insula White, în sudul Angliei. Jessup a trecut apoi la Titanic, la timp pentru călătoria inaugurală a vasului de nescufundat în aprilie 1912, când acesta a plecat din Southampton în drum spre New York City. Mai târziu a scris în memoriile sale despre noaptea de neuitat din 14-15 aprilie, când nava a lovit un iceberg și s-a scufundat, luând cu ea aproximativ 1500 de oameni. Jessup a ajutat alte femei și copii să urce în bărcile de salvare înainte de a se urca ea însă și într-una, unul dintre ofițerii navei i-a așezat un copil înfășurat în brațe. După opt ore petrecute pe barcă de salvare, o navă numită Carpatia a salvat-o pe Jessop și pe ceilalți, iar o femeie frenetică, despre care Jessop a spus că era mama copilului, i-a smuls copilul din brațe. Cea de-a treia navă a companiei White Star Britannic a fost rechiziționată ca navă spital după izbucnirea primului război mondial. În mod remarcabil, Jessop, pe atunci asistentă medical în cadrul Crucii Roșii Britanice, servea la bordul britanic în noiembrie 1916, când nava a lovit o mină plantată de un submarin german în Marea Egee. Deși explozia a provocat pagube importante, iar britanic s-a scufundat mai puțin de o oră mai târziu, doar 30 de persoane au murit. Alte peste o de persoane au fost salvate, inclusiv femeia însăși. Ce să va continua să lucreze pe nave de croazieră după război, ajungând să acumuleze o carieră de 42 de ani pe mare înainte de a se pensiona? A murit în 1971. Mark Twain și-a prezis propria moarte. Și dacă nu a făcut-o atunci, a fost o coincidență majoră. Scriitorul s-a născut în 1835, când cometa Halley trecea pe lângă pământ. Aceasta trece doar o dată la 76 de ani, dar Twain a prezis că va muri la următoarea sa trecere. Am venit odată cu cometa Halley în 1835, a spus el în 1909. Va veni din nou anul viitor și mă aștept să mor odată cu ea. Scritorul a murit chiar în ziua apariției sale, în 1910. Gemeni care aveau mai multe în comun decât doar chipurile lor, Gemeni identici, ambii pe nume Jim, au fost separați când aveau o lună, gemenii s-au întâlnit după mai bine de 38 de ani și în tot acest timp nici măcar nu știau de existența celuilalt. Acest lucru pare desprins din filme, dar partea cea mai ciudată e că deși amândoi au trăit vieți complet separate, au existat multe lucruri pe care le aveau în comun. Ambii tineri să rănuiți Jim de către noilor părinți, amândoi prețuiau matematica și tâmplăria și amândoi căutau profesii în domeniul securității. Cel mai ciudat lucru e că fiecare dintre ei s-a căsătorit cu o femeie cu același nume, Linda. Au divorțat de soțiile lor și s-au recăsătorit din nou cu o femeie cu același nume, Betty. Amândoi au avut fi pe nume James și James. Să fie toate astea o simplă coincidență sau să existe vreun fel de legătură, cred că nu vom ști niciodată. Omul norocos care a supraviețuit la două bombardamente atomice. La mijlocul anului 1945, SUA au lansat două bombe nucleare asupra Japoniei, în orașele Hiroshima și Nagasaki. Peste 90.000 de vieți au fost pierdute din cauza bombardamentelor în sine și a radiațiilor care au urmat. Însă a existat un individ care s-a întâmplat să se afle în ambele orașe în perioada în care au fost lansate aceste bombe atomice și a reușit să supraviețuiască de ambele ori. Tsutomu Yamaguchi, un om de afaceri japonez, se afla în Hiroshima pe 6 august 1945. A povestit reporterilor ulterior că se plimba pe marginea drumului și când și-a ridicat privirea, tot ce a putut vedea a fost o gerare de lumină albă. A fost extrem de traumatizant pentru el, dar a reușit să treacă peste. Doar trei zile mai târziu, pe 9 august 45, a trebuit să retrăiască din nou experiența când Nagasaki a fost bombardată și ghiciți ce se întâmpla să se afle în oraș în acel moment. În ciuda faptului că a fost expus la radiații duble, acest bărbat a trăit o viață lungă și sănătoasă. A trăit până la 93 de ani, asta până când cancerul a pus stăpânire pe el și a luat viața. Mormântul lui Tamerlan În timpul apogeului împăratului nazist, forțele sovietice au fost nedumerite să găsească ceva care părea să prezică războiul sovieto-german care urma să se întâmple. Efectuând o săpătură arheologică, cercetătorii sovietici au descoperit mormântul lui Tamerlan, un profesionist renumit pentru abilitățile sale în domeniul războiului. Deși mormântul era plin de detalii complicate, acesta afișa un singur avertisment scris mare, care proclama «Oricine îmi va deschide mormântul, va dezlănțui un invadator mai teribil decât mine». Ignorând avertismentul, bărbații au deschis mormântul pentru a privi mai îndeaproape înăuntru. Doar după două zile, Soldații germani au invadat Uniunea Sovietică, ucigând în urma lor 26 de milioane de oameni. Fratele lui John Wilkes Booth l-a salvat de la moarte pe fiul lui Abraham Lincoln. John Wilkes Booth și Abraham Lincoln ar fi avut o legătură familiară întâmplătoare cu mult înainte ca Booth să-l împuște mortal pe Lincoln în aprilie 1865. Fratele lui Booth, Edwin, a fost un actor de teatru oarecum celebru care a susținut cu ardoare Uniunea, adică partea lui Lincoln, în timpul războiului civil american. În timp ce se afla într-o gară din New Jersey, fiul lui Lincoln, Robert Todd Lincoln, s-a sprijinit de un tren oprit și aproape că a căzut pe șine când acesta a pornit din nou. Edwin Booth l-a apucat de guler și l-a salvat la timp. Tânărul Lincoln și-a recunoscut eroul și a scris despre incident, dar abia an mai târziu Booth a aflat pe cine salvase. Putin, omul nemuritor suntem cu toții de acord că președintele rus Vladimir Putin nu arată de 69 de ani, dar pentru a justifica acest lucru, adepții teoriei conspirației au trecut la un alt nivel. Teoreticienii conspirației par să fi luat destul de în serios conceptul de vampir și nemurire. Ei cred că Putin e nemuritor. Probabil totuși că nu este, dar un set de fotografii face în conjurul rețelelor de socializare sugerând că președintele rus ar putea fi în viață de mai bine de un secol. Cu aspectul său aproape neschimbat, o fotografie realizată în 1920 arată un soldat rus care arată exact ca Putin. O altă fotografie făcută unui soldat în 1941 are și ea o asemănare stranie cu președintele rus și cu bărbatul care a fost fotografiat cu 21 de ani în urmă. Să fie aceasta o dovadă a faptului că Putin e nemuritor sau că acesta s-a reîncarnat? Probabil că nu vom afla prea curând adevărul. Dar chiar dacă pozele nu pot dovedi nimic momentan, cu siguranță coincidența e una imensă. Așadar, coincidențe sau nu, aceste lucruri pe care le-am văzut azi dovedesc cât de interesantă poate fi istoria și legăturile care pot fi găsite între anumite aspecte ale sale. Și chiar dacă nu credem în coincidențe, nu putem lega faptul că toate aceste evenimente sunt cel puțin bizare. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!